Următorul vorbitor este Dragoș Anastasiu, pasionat de sport și educație, îi prac proiectele noi și crede cu tărie în noile generații de antreprenori pe care le sprijină activ, implicându-se cu entuziasm în diferite programe de educație practică pentru tineri și profesori din sistemul de învățământ de stat, cum ar fi supertici.ro. Haideți să întâmpinăm cu aplauze pe Dragoș Anastasiu! Așa. Mersi. Așa. Mersi frumos! În sfârșit ați învățat! Scurt și la obiect, vezi? La mine a prins. Dar le spun de șapte ani, de șapte ani. Mă bucur că suntem din nou aici, deși câteodată când mă gândesc că a mai trecut un an și au mai trecut de fapt șapte și au mai trecut așa, am așa un fel de sentiment mai puțin plăcut. Dar înainte să începem, apropo cu timpul, n-am început. Nu, e o greșeală. Uh, hai să ne cunoaștem puțin. Chiar aș fi curios să știu cine e pentru prima dată la Business Days. Pentru prima, 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 prima dată. Ok, și prin comparație, că cine a mai fost de mai mult de o dată la Business Days? Ok, deci suntem cumva uh, împărțiți, așa, cine e din București, din București și cine vine din altă parte decât din București, a venit până aici, hai să-i aplaudăm, sunt destul de mulți care vin din altă parte. Uh, cine are copii, Ok. Cine dintre cei care au copii, sau încă nu au copii, se gândesc că ai lor copii, vor pleca din România? Așa. Cine se gândește că vrea el însuși să plece din România? Mâna sus. Ok. Cine este dintre voi frustrat de modul de viață pe care îl avem zi de zi în București? sau pe lângă București Cine are o frustrare semnificativă? Sunt de... Asta nu mai merge? Sau merge? Se aude? E yeah, ok. Deci, încă o dată, să vă văd cine așa. Restul nu sunteți rest frustrați sau vă doare umărul, nu? Cine are probleme cu reumatismul mâna sus? Ok. De ce sunteți frustrați de acest mod de viață? Aș vrea să au și eu două, trei idei, așa, scurte. Trafic, altceva poluare, lipsa parcării, altceva. Școală, sănătate. Firea. Revinoți în fire, domnul. Atenție. Am văzut unde ai vorbit, așa că știm. Deci, reveni, așa, să ne revenim în fire și să spunem, dar cine e vinovat de toată chestia asta? Să aud vinovații, repede, Firea, am înțeles. Altcineva? Noi. Noi așa, în general, nu? Noi. A, ah, eu, o, șe, altceva, progresul, cine mai e vinovat? PSD-ul PSD De acolo se trage PSD mai devreme, nu? Așa, altceva Alegerile pe care le-am făcut la un moment dat Ok, acum poți să dai drumul la cronometru <răză> Pentru că asta este nealiniat cu mine Hai să ne aliniem Ați văzut cine ține timpul. Ia, ridică-te în picioare să te aplaude toată lumea. Ia, ne stresează. vină cu ace Cum te cheamă? Mă numesc Subi. Subi unde e aia. ceasul pe care l ai aici, de -că care ții? Așa, pătrășcanul ia ceasul de acolo. Pilele nu merg, să știți. Cu... Mersi frumos. Acum adau drumul. A fost mai devreme... La întrebările puse, așa, la modul general, da, să, ce trebuie să facem, viitorul, cum îl vedem, să schimbăm procesele, să schimbăm nu știu ce, este minunat. Eu vă încerc să vă dau altă perspectivă și cea, aceasta este cea a mindsetului, a mentalității și, din păcate, trăim, sau din fericire, eu așa am ales, trăiesc în România, ăsta e cadrul în care, în care trăim, cu bune și cu rele. Și acest cadru are niște uh, atribute pe care noi cred că le știm. Dacă nu sunteți de acord cu ele, nu mă înjurați pe mine, ci pe profesorul David, care a scris Psihologia poporului român și care, printre altele, a constatat acest cadru în care noi trăim. Unul, că nu avem încredere. Toată lumea de acord, suntem un popor care nu acordăm încrederea. De acord? De acord că avem și o problemă cu încrederea în sine? Ok, um, să mergem mai departe, că dacă nu avem încredere sunt niște lucruri care nu se pot întâmpla, Da. apropo de leadership, nu poți delega, nu poți face echipe și cred că nu există nici uh, succes. A doua, al doilea atribut pe care noi îl avem, că nu avem încredere noi, dar în general suntem competitivi, it's about me, ce am eu de câștigat aici, gândiți-vă la politicieni, gândiți-vă la șefi, gândiți-vă la ce vreți voi de jur împrejur, în trafic, cum intru eu în față, sunteți de acord cu acest mi-mi-mi? Că așa suntem? Ok. Asta înseamnă că până la urmă ce se întâmplă? Nu putem să facem echipe. Sunteți de acord că ne e foarte greu să facem echipe pentru că nu avem încredere și pentru că e totul despre mine personal? Cam așa se întâmplă. Mai avem o chestiune uh, care ține de istoricul nostru oarecum recent, apropo de inițiativă. Da? Uh, auzeam mai devreme nu, cum e cu antreprenorii care nu vor să intre în politică. Da, de înjurat înjurăm, de mama focului. Da? Adică să intrați voi în politică, că eu nu intru în politică, că eu îmi văd de business-ul meu, așa că duceți-vă acolo și mă bucur că... Aici sunt cu și colegi de-ai mei din companie, inclusiv de la HR și ei știu că noi am spus să se angajeze, la, să angajăm câțiva să se, să se facă, asta este ceea ce se spune cel mai des în ședințele de bord, să se facă, întrebarea este cine. Deci nu avem inițiativă. Mai sunt câteva chestiuni, una este conducerea centralizată, sunteți de acord că, da, că ne dorim un tătuc peste tot și în politică și în firmă, domnul Pătrășcanu, de-aia poate să-și conducă firma atât de, de performant, că este acolo un om, un lider, frumos și, frumos și deștept, precum copiii lui Felix Pătrășcanu. Nu o să repet ce am zis mai devreme. Asta nu este un atribut, să știți, european, ci conducerea descentralizată este atribut european. Și mai avem această idee de colectivism, adică cum se înalță unul într-o echipă, cum este tras în jos, că trebuie să fim toți la fel, și cum vrem să dăm afară pe cineva care nu este competitiv, vin ceilalți care sunt competitivi și zic, lasă-l mă că e al nostru, lasă că-i vedem, lasă dar lasă-l în pace. Așa. Și deci nu suntem... Nu suntem uh, uh, autonomi. Nu, nu încă n-am ajuns acolo la autonom. Există și câteva sloganuri care se potrivesc. Sunteți de acord cu acest merge și așa? Că ne caracterizează în mod uh, deosebit? E, eh, cu asta sunteți de acord? Auziți des prin companiile voastre, prin departamentele voastre, bă, nu e treaba mea asta, da? Nu eu trebuie să schimb becurile în acest, uh, în acest uh, cameră. Că nu sunt eu ăla cu schimbatul becurilor. Să, să vină cineva să schimbe becurile. De acord că suntem și în felul ăsta. Chestia asta că nu se poate, o ați auzit-o, o auziți des, așa, dacă vă duceți la autoritățile statului, dar și prin companiile voastre? Nu se poate. Nu, asta nu se poate. Eu vă spun că mi se spune de ani de zile de 24 de ani de când am venit din Germania, lasă-ne cu ideile tale, le poți gândi și aplica în Germania aici nu se poate. Noi suntem în România și nu se poate așa. Bun, chestia cu capra vecinului ne caracterizează da sau nu? Cine crede că ne caracterizează mâna sus? Nu de alta, dar vreau să... că e puțin aer aici. Restul, înțeleg, chiar sunt îngrijorat medical de cei care nu ridică mâinile. Știți și inițiativa cu să trăiască capra vecinului? O știți? Păi ați auzit de ea? Dacă ați auzit de inițiativa sau dacă n-ați auzit, vă rog să intrați pe ce vreți voi, trăiască capra vecinului și o să vedeți de fapt cum ar trebui să uh, gândim. E, ce se întâmplă? Cred că uh, prima primul gând pe care trebuie să-l avem este uh, să... De ăștia mă atacă pe toate părțile, deci a venit prezentatorul în primul rând să-mi dau seama că nu mai am timp și timekeeper i-a spus mai are nițel Pentru că el se uita să vadă câte minute mai am Ca la fix să urce pe scenă să mă dea afară Ca să înțelegeți despre ce e vorba Capra vecinului Fiul al naibii Adică pe pătrășcanul l-au lăsat 3 minute în plus Și pe mine mă dau afară Asta e viața Da eee, Nu știm Bun Cred că trebuie să conștientizăm că avem o problemă de mindset. E primul pas. Da? Să avem în minte acest lucru uh, și să vedem contextul în care facem acest leadership. Pentru că lucrurile așa citite în cărți, puse pe hârtie, puse pe prezentări, sunt ok. Întrebarea este dacă ținem cont de acest context în care ne aflăm și. Uh, uh, mai mult decât atât, care e soluția? Soluția în această țară care nu cred că arată deloc rău pentru că stăm uh, uh, cu toții în ea și cred că mulți dintre noi ne dorim să rămânem aici și, să, și copiii noștri să, uh, să rămână aici. Uh, ea ar arăta și mai bine dacă ne-am antrenat nu numai mușchii, ci și mentalitatea. Uh, și dacă am uh, merge pe ceea ce se cheamă mentalitate deschisă și vă recomand această carte, Outward Mindset sau mentalitate deschisă, este tradusă și în limba română și care spune de fapt foarte simplu câteva lucruri. Nu o să vi le spun pe toate, ci foarte pe scurt. Ideea este că degeaba schimb comportamente dacă nu schimb mentalitate, pentru că Așa este mentalitatea, e fundamentul, ea generează comportamente, comportamentele, rezultate. Tot facem training, 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 antrenăm mai multe, vom avea mai multe antrenate, da? Uh, și rezultatele nu vor fi sustenabile. Deci trebuie să lucrăm la fundament și asta se cheamă mentalitate. Și a doua chestiune importantă este It's not about me. Celălalt este la fel de important ca și mine. Um, pentru că dacă nu-i cunosc obiectivele, dacă nu-l percep pe celălalt ca o ființă umană, cu probleme, cu uh, părțile bune, cu părțile rele, nu voi putea să fac echipă, nu voi putea să am performanță. Deci trebuie cumva de la what's in it for me să mă îndrept către ceilalți de jur împrejurul meu. și îmi pregătisem două scaune, dar nu mai am timp Gândiți-vă cum poate să stea două scaune, poate să stea spate în spate, fiecare își vede obiectivele lui și gândiți-vă dacă în companiile voastre nu cam așa se întâmplă de multe ori, sau poate să stea așa cum stați voi aici, paralel, mai vedem cu coada ochiului, sau poate să stea unul în fața celuilalt. Și ce înseamnă acest lucru? Să descoperi măreția din omul pe care l ai în față, să descoperi darurile pe care omul respectiv le are și cred că dacă facem acest pas, lucrurile se vor îmbunătăți absolut senzațional. Noi facem lucrul ăsta și cu asta închei, închei în educație. Proiectul Super tici este despre schimbarea mentalității la profesori. Cred că fără educație nu putem să avem viitor și fără profesori nu putem să avem educație. De asta mediul antreprenorial investește în profesori și credem că fundamentul este mentalitatea. Nu? profesorul să vadă măreția din fiecare copil. Uh, să personalizeze educația și nu să se ducă ca un medic care tratează tot spitalul cu aceeași medicație, e clar că pacienții vor muri. Avem nevoie ca fiecare copil să fie văzut și dacă avem această, uh, această schimbare de mentalitate drumul este liber spre un viitor frumos. Eu vă aștept la Green Village, inclusiv de Crăciun și de Revelion, că și iarna e frumos în Delta Dunării și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Mersi frumos!